Bun găsit, prieteni! Mihai Stepanov cu un alt video. În acest video vreau să vorbesc despre site-ul Sweetcoin. Deja am făcut 4 cumpărături pe acest site și vreau să explic cum facem cumpărarea monetelor, deoarece mulți mă întreabă, dar nu știu dacă pot să arăt de ce, căci se face cumpărătura în ora când se deschide ziua. Acum când fac video, deja e ora 5, la ora 10, după ora Greenwich sau undeva ora 12 în Moldova, se începe ziua nouă. Deci cu 10 cenți deja monetele s-au vândut. Pe 30 am reușit din 5 zile în 3 să cumpăr 50. Pe urmă suntem acum în runda a doua, unde monetele deja se vând cu 25 de cenți. Vedeți unde arată lumina verde. Pe urmă runda 3 va fi cu 45 de cenți, moneta 65, 80 și 90. Deci dați într-o. Problema principală care e că când vrem să intrăm să facem cumpărături, site-ul merge foarte greu. Cum procedez eu? Eu permanent dacă nu pot intra, tot renuiesc până răzbat. Și când intrăm, aici spune că runda 2, de pe 1 decembrie până 5 decembrie, tot câte 50 de monete doar se dă în cumpărătoră. Și deci se vede, eu am 200 de monete, deja 200 de monete. Când intru în... ICO Wallet, se vede că pe 2 decembrie, uitați, ora 10, 13 minute. Deci aici uitați, la ora asta trebuie să vă orientați. Când aici e ora 10, dimineața. Ну, ora 12, practic, la noi. Asta e ora serverului. Serverul sau site-ul lucrează după ora Londrei. Deci, aici sunt văzute toate 4 cumpărători. Deci, prima am făcut-o pe 28 noiembrie, la ora 10.24, 29 la 10.13, pe urmă pe 30 la 10.14, pe 2 decembrie, adică azi, la ora 10.13. Deci, din prima minută e greu de răzbătut, dar până la urmă vedeți că se poate. Eu am răzbătut. Deci, prima intrăm pe site, pe urmă intrăm în direcție buy. Acum nu se pot cumpăra, că deja s-a făcut cumpărături, dar deci intrăm în coace. Și vă uitați că să apară și această direcție. Dacă nu apare, înseamnă că merge incorrect. Site-ul, pe urmă apăsați pe procel. Apare așa ceva, dar acum aveți... Eu am arătat în alte video unde sunt screen-uri, ce apare și ce trebuie să faci. Pur și simplu, pe zi se dă 500 de monete. Azi deja limita zilnică s-a terminat. De-aia nu pot să arăt mai departe ce se face, dar... Uitați-vă la alte video pe canalul meu. YouTube. Deci în acest arăt cum am cumpărat și aici, cum se cumpără monete. Deci uitați aceste două video și poate o să înțelegi ce trebuie de făcut.
Deci intrați în direcție video, canalul meu și până uitați ce video. Sunt și în titlu e scris Sweetcoin. Sweetcoin. Acestea sunt niște lucruri elementare care eu cred că fiecare trebuie să le cunoască. Dacă vreți de pe ele să câștigați ceva pe internet, deci nimeni nimic nu se vede ușor. Tot trebuie este de făcut ceva. Nu, iară ceva, arena aici. Deci, cam principal ce trebuia de spus, am arătat. Deci, ați văzut că am făcut 4 cumpărături. Câte o cumpărătură pe zi, mai mult nu poți face. Câte 50 monete în mână, să-i dau. Sau pe om, să spunem. Mai precis, n-am cumpărat ieri, deoarece ieri cursul la Bitcoin era mai jos. Citiți aici ce spune. Deci, viața azi e 10.941 dolari Bitcoin. El era 9.000 și ceva. Și nu mi-ajungea 4 monede. Putem cumpăra 46, dar spate numai 50. Și azi am intrat și era cursul mai mare și s-a primit cu rezervă încă. Acolo e indicat automat 50. Nu putem pune alt cifre. La vânzare, cumpărare. Ce tot așa? Vedeți 50 de monede. Am Bitcoin cumpărat. De pildă, pe 28 am dat 50.800 satoși. Pe urmă am dat 46, 180, iar pe urmă 49, deci el bău mai ieftin a fost și iar au început să crească. Și azi cu 111.000. De ce? Pentru că prețul a crescut deja, nu era cu 10 cenți, dar cu 25. Aici vă uitați, vedeți, aici e arătat cât e prețul la monet. Când faci cumpărături, uitați în cenți. Aici vă uitați în balanț câți dolari aveți. Împărțiți sau mulțiți aceste cifre la 50 și o să aflați cât de dolari trebuie să aveți. Dacă vă ajunge, atunci faci cumpărături. Dacă nu, atunci nu o să primească. Iar aici se arată prețul. Deja vedeți 200 de monete, înmulțit la 0.25, spune că am 50 de dolari. Deja eu sunt în plus, căci am depus undeva 20 21 de dolari, undeva pe urmă cursul le-a cam crescut. Deci deja eu am dublu. La 25 de cenți, dar el a văzut că sfârșit 0. 9. Deci 0.9 mulțesc la 200 de amasam 180 dolari. Când o să termine ICO. Da, și faceți înregistrare dacă nu vreți să cumpărați și obțin intrați în Binar. Primiți un loc mai sus ca să aveți pe urmă mai ușor de construit ce trebuie să de pe urmă, că nu o să trebuiască.
Deci, uitați, oameni, când puneți pe sigla sau pe loginul vostru, vă arată câți oameni aveți în stânga și în dreapta, dacă ați invitat corect. Deci, pur și simplu, unii din voi nu știu că în binar, ca să poți câștiga, trebuie să ai oameni și în stânga și în dreapta. Din binar. Bonusuri. Deci, uitați, această persoană s-a înregistrat, el are 96 de persoane sub dâns într-un picior. El acum trebuie să dezvolte piciorul dacă vrea să câștige din binar. Pur și simplu că el s-a plasat, nu-i dă nimic. Eu, vedeți, invit oameni, am și în stânga și în dreapta, am 94. În stânga 97, în dreapta, total 191 de oameni. Asta deja o să arăt alt video, ce câștigăm, cum câștigăm, că nu o să termine SEO. Cam atât ce am vrut să spun. Numai bine.